Eu, părerea mea, că niște fasciști au câștigat alți fasciști, susținuți de alți fasciști, nu pot să serbezi, pot să socot ziua asta ca o ziua a comemorării victimilor acestui război, dar nici de cum sărbătoare. Asta e părerea mea. Referitor de 9 mai, pe 8, pe 9, pe 10, pe 11, pe 12 mai, nici o mașină de patrulare de poliție nu a fost în stradă. Majoritatea erau în stare de ebrietate. Majoritatea erau polițiști, procurori în stare de ebrietate la volan, sărbătoreau, făceau o sărbătoare de Doamne ferește, eu nu știu ce sărbătoare ar fi pentru organele de drept în Republica Moldova. Și în tot în timpul acesta, după ce s-au terminat sărbările, s-au început documentarea populației și oprirea de transport, controlul de acte. Mai ales controlează actele foarte mult 31 august, când e sărbătoare națională. De că pe 9 mai nu au ieșit să controleze. Pe 1 mai să controleze oamenii, fix aceeași poveste. Noi să înțelegem ce fel de ce justiție avem, ce ministeri interne avem și care sunt sărbătorilor principale din Republica Moldova. Asta e culmea și strigător la cer ceea ce se petrece. Vă mulțumesc de atenție. Da. Oleg, să-mi spui cum se închid. Tot pe butonul de sus apeși. Revenit iar în Aleea Clasicilor Hyde Park, microfonul liber, și acum vreau să discut niște aspecte. Vine campania electorală și fiecare trebuie să ne gândim ce viitor vom avea mâine. Eu personal pot să spun un lucru. Când eu în continuare sunt oprit de poliție și documentat fără niciun fel de explicații, și șeful securității, cum înțeleg, este Maia Sandu, eu îmi dau foarte mari întrebări. Și are securitatea cu Ministerul de Interne. Problema între aceea că cu problemele astea de verificare, de control, gestionează securitatea. Deci Ministerul de Interne nu contează, da? Ministrul de Interne, voi nu contează pentru că ei îndeplinesc ordinele. Ei îndeplinesc ordinele, asta la mine se continuă 30 de ani de zile. Credem pe mine, am apelat și la procuratură, și la Ministerul de Interne, și la securitate. Asta e lucru, numai securități. Ok. Bine. Asta e o întrebare. Acum, a doua întrebare care vreau să spun. Eu dau o rugăminte tuturor jurnaliștilor să dea o întrebare lui Maia Sandu. Dorește ea ca Republica Moldova să iasă din CSI, ori nu? Pentru că atâta timp cât ne aflăm în CSI, atâta timp este schimb de bază informațională, este conlucrarea securităților acestei țări, este conlucrarea a luptei cu terorismul, unde noi știm foarte bine că toți uniuniștii sunt niște teroriști vizați de această organizație. Dacă nu mă credeți, puteți vă uitați pe paginile acestei organizații. Și îmi pare rău și că la Națiunile Unite noi figurăm tot pe lista asta. Eu deja m-am decis, eu deja sătul de toate partidele astea, de tot asta. Eu ne-am depus decizia să susțin Partidul Aur și l-o vota pe Partidul Aur. Asta e unica soluție de a ieși din mărcirla în care noi ne aflăm. Întrebările principale care... Eu am multe întrebări care eu socot că nu sunt așa de importante ca întrebarea CSI-ului și a securității personale și a poliției politice, care continuă în continuare în Republica Moldova. Vă mulțumesc de atenție. Chirtoacă și Munteanu de mult nu au fost în Parlament, am un vor înapoi de-am cu Aur. Dar Oleg, dar nu e adevărat că noi suntem încă în CSI, deși președinta nu... Dacă domnul Chirtoacă... Nu poate, Parlamentul trebuie să decide, nu președinta. Păi și nu are influență. Președintele Snegur ne-a băgat în CSI fără acordul Parlamentului, dar Maia Sandu nu ne poate scoate fără acordul Parlamentului. Păi de ce nu ceri, nu faci o conferință publică? Apropo, dacă Chirtoacă aderă pe listele Aur, El de-am aderat, de-am e acolo. Da. Și Munteanu acceptă persoana lui, înseamnă că noi știm ce să fie, ba să fie același 1% sau 2% de la țicul și cu asta se mântuie, pentru că el a stricat toată autoritatea. Nu participă. Țicul nu participă, dar Chirtoacă cu Munteanu participă. Eu să apelez la... asta le doresc la toți. Asta apelez la conducerea AUR de la București, pentru că dacă se află omul ăsta pe listele astea, înseamnă ca să fie clar procentul. Omul ăsta a denigrat orice autoritate și orice idee a unirii acestei. Dar cum nu s-au dus cu țărnă la București, cu pământ, în Givești? Nu înțeleg scămătoriile astea și prostiile astea în concordanță cu corupția și banditismul și coțăile care le-a făcut el, dar asta e situație. Cu nevasta, cu sfica lui Băsescu. Dar dacă el pe dânsul acceptă pe listele AUR, eu vreau să zic ca să fie fix așa ca și restul partidelor pentru mine. Ponecum. Eu am spus părerea mea. Hai, dă-i replică. Da, mulțumesc. Eu sunt foarte de acord că președinta să facă un discurs, să adune mai multe personalități din Moldova și să spună așa, oameni buni, haideți să ieșim din CSI, facem această propunere pentru Parlament. E o rușine că Moldova, că asta... primul președinte ne-a băgat în CSI. Apropo, împotriva primul președinte să fie numit Snegur președinte, s-a opus atunci Gimpu, da? Mihai Gimpu. E o rușine că acum președinta care avem acum, apropo, nici Gimpu nu a făcut asta cât a fost interimar, nu știu dacă avea voie, dar puteți să facă măcar propunere. Sper să se întâmple, să ne scoată cineva din CSI, Parlamentul de acum sau Parlamentul viitor. Acum eu vreau să întreb pe Oleg Brega. Care e problema că el o ține în brață sau nu știu ce-i făcea Dorin Chirtoacă lui Ieba? Sau că el s-a dus acolo cu simbole cu nu știu ce pământ în mână? Care este problema în sensul ăsta? Asta e unionism de paradă, de fațadă. Nu, dar în garaj ai auzit și muzică asculta. Dar în garaj ai auzit și muzică cânta, nu? Și care e problema ta cu gusturile, nu știu cui, sau că cineva se distra, apropo, aceea era o de-asta particulară și nu trebuie să fie difuzat. Era o beție la primărie. Și ascultau muzică rusească, ce era acolo? Dar puteau să asculte și muzică găgăuză, care e problema ta, ce muzică ascultă cineva? Deci halal unionism cu muzică rusească. Care e problema ta, eu ascult muzică chinezească, care e problema ta, ce muzică ascult eu și tot așa îl susțin unionismul? Care e problema cuiva, ce muzică ascultă cineva? Problema e între aceea cum a gestionat primăria, cum a activat în contul primăriei. Eu pot să dau... câteva pilde. O grămadă magazin Budca au apărut. Când a fost făcut dosar penal, copiii mei sunt teroriști, el lucra la Comitetul Helsinki împreună cu Ștefan Rătu. Pentru lucrul ăsta a fost demis de acolo și Ștefan Rătu și Chirtoacă. Să mă înțelegi că aici merge vorba de crime serioase, nu merge vorba de flecăreală. Și dacă ăștia de la AUR acceptă persoana lui pe listele AUR, AUR nu are ce căuta, nici în România, nici aici. Hai să spun ceva. AUR i-a propus primul loc pe listă lui Țicu pentru ca să-l împace. Tot așa cum Dorin i-a propus odată o colaborare în condiții favorabile. Țicu a refuzat și colaborarea cu Dorin, a refuzat și colaborarea cu AUR. În schimb, AUR-ul l-a luat pe listele lor pe Dorin Chirtoacă. Nu prin primii din listă, dar l-a luat pe Dorin Chirtoacă. Și Valeriu Munteanu și alți pe liști. Deci AUR încearcă să devină un pol al unioniștilor, așa cum Chirtoacă încerca să facă asta cu, prin mișcarea Unirea, sau cum se numea. Asta încearcă acum să facă AUR. Și Țicu îi refuză și practic Țicu a rămas singurul partid unionist în afara acestei alianțe, deja partid AUR. O grămadă, apele de mei, partidul unionist, antimafie, unionist, PNL, nu participă, tot unionist. Îi plin de partide unioniste în afara AUR. Lasă-mă cu poveștile. Blocul AUR e ca și blocul comunist cu două partide, ca și blocul Renato Usatîi cu două partide. Eu nu apăr AUR. Eu cred că AUR din România este condus din altă parte, de Ghiță din Serbia. Eu cred că... Și nu cred că AUR din Moldova, nu cred că AUR din Moldova e altfel. Cred că Georgescu se împacă foarte bine cu Dugin din Rusia și așa mai departe. Eu nu apăr, eu spun care este situația politică. Dar chiar și așa, la noi în Moldova, chiar dacă este AUR reprezentat de ăla, de, cum îl cheamă? Nu, Volosatîi în Parlamentul României. Ceea ce iarăși e o rușine și asta pentru noi. Volosatîi să ne reprezinte în Parlamentul României. Dar chiar și așa, AUR ar fi o alternativă mai bună decât, de exemplu, Usatîi. Dacă ar ajunge în Parlament, ar fi oricum o voce a unioniștilor sau măcar și-au Dorin Chirtoacă decât al Usatîi. Decât să ajungă ca Iura Roșca să compromite ideea unionistă, mai bine nu, mai bine Usatîi. Lasă-l Usatîi, îți compromite ideea unirii cu Rusia. Nu știu, mai bine e socialiști decât Usatîi. Da, e ca Maxim de Usatîi, eu să ne zic că am știgheni. El e la partidul lor. Mai este cu pil din la primărie, prin care a trecut și domnul Oleg, și eu, și mai mulți concetățeni, și domnul care a protestat cu referitor la casa din Căușeni. Tudor Pânzaru. Tudor Pânzaru. Aici sunt mai multe călare unul pe alta. Muzica, ce a spus domnul Oleg, asta e, într-adevăr, fiecare are dreptul să asculte muzică chineză și să facă imnul de stat chineză. Asta e altceva. Fiecare are drepturile lui. Referitor la principala temă care am venit eu azi, am vrut să vorbesc de situația pandemică de coronavirus. În anul 2000, în Praga, eu am fost martor ocular a unui experiment a Națiunilor Unite asupra oamenilor, în care am fost implicat, vrei, nu vrei, și eu. Au fost infectați toți cu coronavirus, nu cu altceva, că la mine când se lua respirația, nu mi s-a dat nicio lămurire de la medic ce înseamnă asta. Eu am supraviețuit și la urmă, după ce am făcut proteste în Praga, în fața Parlamentului din Praga, în 2000 lucrurile astea s-au întâmplat. Eu am fost oferit, nu de cineva, dar de însăși ministrul afacerilor interne din Praga, condus până la autogară și cu rugămintea să uit că am fost vreodată în Cehia. Că să înțelegem lucrurile astea, ce se petrece în ziua de azi, eu învinuiesc Națiile Unite direct în implicarea, în răspândirea și în facerea acestor virus care e acum în toată lumea. Este lucruri serioase. Când a fost vorba pe Gavel să decoreze, să-i dea premiul Nobel, eu am făcut cei mai mari gălăgii pe tema asta, pentru că omul ăsta a fost implicat în trafic de ființe umane, în vânzare de droguri și în experimentele astea respective, și premiul Nobel lui nu s-a oferit. Și nici n-a să oferească niciodată. Bine, vă mulțumesc de atenție. Asta ca notă informativă, că boala n-a apărut din nimic. După boala respectivă, după virusul ăsta, stau autori bine plătiți, bine finanțați, care se ocupă cu crima împotriva omenirii. Și îmi pare rău că Organizația asta Națiilor Unite, care trebuie să protejeze drepturile omului, care trebuie să protejeze sănătatea națiunii, se ocupă cu crime împotriva omenirii. Și eu îmi pare că ați trebuiască depus întrebarea în ce condiții există această organizație, cum funcționează această organizație. Și cam asta ar fi. Uite în statutul ONU și ai să vezi, e finanțat de guvernele statelor membre. 200 de state membre plătesc cotizații ca să existe ONU. Și experimente cu SARS și cu COV se fac de sute de ani. Coronavirus există mii. Cine știe cu de care coronavirus erai tu testat acolo în Cehia în 2000? Spune-te rog frumos un lucru. Aici părerea ta în America cu Donald Trump. Și ne-au pus la cale sala asta și ocazie s-au pornit așa niște proteste intingiare. Cum au pus la cale dacă el a fost votat mai puțin decât Biden? Referitor la Statele Unite, ce pot să spun? Pot să spun că, după părerea mea, Partidul Democrat din Statele Unite apără doar drepturile minorității, încălcând drepturile majorității. Asta că să înțelegem mai bine. Și dar cum a fost votat Biden de o majoritate? Să nu se deosebească mari democrații din Statele Unite, nu știu de ce nu se numesc comuniști, că cam doctrina și politica lor e aceeași. Asta e după părerea mea. Eu poate și mă greșesc pe tema asta. Referitor la Biden și la Trump, pot să spunem un lucru. E clar că acolo mi s-o luptă. Eu n-am acces la informație deplină, dar după cum înțeleg eu, s-au falsificat alegerile. După cum am înțeles eu, după părerea mea. Asta e tot ce aș putea să spun. Trump, auzi, că Trump, el a luptat împotriva la tot schema asta, a vrut să distrugă toată coeșnă cu virusul care... Trump, vreau să zic că dacă dorea să facă... Trump ne sfătuia să bem în nălbitor ca să scăpăm de virus. Trump era idiot. Nu, dacă dorea într-adevăr să schimbe situația, el a schimbat, dar el a mimat, el a făcut... Eu nu pot să spun că el a făcut lucruri foarte mari și lucruri foarte bune. Unica ce el a făcut bun, el a făcut și a expus deschis, vreau să zic, opinia sa asupra crimei mondiale, asupra multor lucruri și pentru asta, de fapt, eu am stimă în fața lui. El, într-adevăr, e unicul politician din lume care a spus realitatea despre coronavirus, unde a apărut, cum a apărut, a dat în judecată China, 20 de ani de zile să produc virus în aceeași țară, într-același laborator. Eu dau o întrebare, pentru ce există Națiile Unite, pentru ce există Interpolul, Crucea Roșie, pentru ce există niște organizații, pur și simplu pot să spun criminale. Dar ele se poate desfința, de exemplu? Nu. Care e problema? Trebuie de văzut cine sunt finanțatorii principali. Depinde la Națiile Unite, finanțatorul principal este Bill Gates. El vrea să zic că depune atâția bani, că depun toate 200 țări împreună. Îmi pare rău, dar asta informația a ieșit. Așa ți pare ție sau ai dovadă că Bill Gates a cotizat măcar cu ceva la... Eu am dovadă că Bill Gates este implicat în 2000, în afera cu calculatoarele și a fost un proces mondial unde domnul Bill Gates trebuia să șadă la dubă pentru toate șarlataniile și toate măgăriile care le-a făcut cu vis-a-vis de calculatoare. Și dacă nu mă greșesc, 10 ani de zile Microsoft nu a avut reprezentanța sa datorită la lucrul ăsta în Uniunea Europeană. Și omul ăsta, în loc să șadă la dubală, el s-a apucat de alte variante. El finanțează Națiile Unite, el acum se ocupă cu medicina, cu laboratoarele de cercetări în domeniul virusurilor. Omul ăsta nu crede în binefacerile lui, știind istoria și trecutul lui. Pare bine. Vă mulțumesc de atenție.